Șoseaua București, șoseaua Alexandriei, șoseaua Bălănoaiei și strada 1 decembrie sunt principalele artere rutiere din Giurgiu, unde frecvent au loc accidente de circulație. Din acest motiv, de dimineață, mai multe echipaje ale poliției rutiere au acționat cu radare și alte mijloace din dotare pentru a reduce riscurile de producere a evenimentelor rutiere, iar vizați au fost atât conducătorii auto, cât și bicicliștii, mopediștii și pietonii. În această dimineață, pe raza municipiului Giurgiu, polițiștii rutieri desfășoară o acțiune pentru reducerea riscului rutier. Acțiunea a avut la bază o analiză a factorilor de risc a zonelor și intervalurilor orare în care s-au produs accidente în ultima perioadă de timp. Activitățile vizează constatarea faptelor contravenționale în ceea ce privește traversările neregulamentare la pietoni și neacordarea de prioritate sub cele două formele sale, pentru pietoni și pentru celelalte vehicule. Nu au scăpat de ochiul vigilent al polițiștilor nici autoturismele destinate transportului de persoane, dar nici taximetriștii, cărora li s-au verificat toate documentele pentru a se vedea dacă circulă cu licență și cu toate actele la zi. În primul rând, documentele personale, autoturismului condus și documente legate de activitatea de taximetrie, licență, autorizație de execuție și RCA-ul, verificarea, ITP-ul, asigurarea de persoană și bagaje. Șoferul din imagine, un tânăr de 32 de ani din Giurgiu, a fost tras pe dreapta de polițiști pentru că nu purta centura de siguranță. Acesta nu s-a arătat deranjat de faptul că a încălcat legea, ci mai mult de faptul că este fotografiat și filmat. S-a ales totuși cu amendă în valoare de 105 lei. Permisul și buletinul de astăzi. Poftim? De ce? Bine, am înțeles. Băi, numai fotografia, băi. Ce să fie, domnule? Dar de ce reacționezi așa? Ce face poze? Ce să fie? Păi, dar de ce reacționați așa? Și un buletin de-al dumneavoastră. Domnul Năsturică, da? Centura de siguranță o aveți în dotare, da? Un act medical care să vă scutească de portul ei, aveți? Când îl veți avea la dumneavoastră, nu vă voi sancționa. Acțiunea de azi s-a soldat cu aplicarea 42 de sancțiuni, cele mai multe pentru nepurtarea centurii de siguranță. Au fost reținute 6 permise de conducere, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și au fost constatate 2 infracțiuni, una pentru alcoolemie și alta pentru circulația pe drumurile publice cu permisul de conducere suspendat.